Eliminarea fizicii, chimiei, a biologiei și geografiei din trunchiul comun pentru elevii de la profilul real, la clasele a 11-a și a 12-a, obligativitatea studierii matematicii pentru toți elevii de la toate profilurile în ultimii 2 ani de liceu și eliminarea logicii și psihologiei din trunchiul comun de la uman și real. Acestea ar fi modificările din planurile cadru publicate de edupedu.ro. Sunt anumite măsuri luate sau propuse care ar fi unele îndrăznețe, care ar putea să ne ducă într-o direcție mai bună. Chiar dacă, de exemplu, controversa referitoare la fizica, chimia, biologia de la liceu din ultimii 2 ani nu reprezintă neapărat ștergerea acestor materii, ci flexibilizarea materiilor pe care le studiază elevul. De exemplu, eu dacă în clasa 11 știu că vreau să dau bacalaureatul la biologie, pot să studiez doar biologia 6 ore pe săptămână, dacă asta aleg eu. Suntem pentru flexibilizarea curriculei, să avem mai multe ore la alegerea elevului. Dacă vorbim despre matematică, spre exemplu, care acum va fi în trunchiul comun până în clasa 12, inclusiv la specializările umane, filologie, științe sociale, trebuie văzut că acest lucru trebuia cumva să fie prevăzut tocmai din cauza faptului că a apărut ceea ce aprobă complementară opusă profilului, lucru pe care noi îl susținem, adică profilul absolventului de liceu trebuie să fie unul care are competențe de bază în toate domeniile. Să înțelegem prin învățarea matematicii nu învățarea unor cunoștințe, ci mai curând învățarea unor idei generale. Să învețe să gândească și să-și pună întrebări. Și este disciplina la care acest lucru se poate vedea și realiza cel mai ușor. Eu asta n-aș dori, să ajungem să educăm acele competențe matematice despre care se tot vorbește, dar ele rămân, din păcate, în România o formă, fără formă. Dacă mai multă matematică este văzută cu ochi buni, eliminarea psihologiei și logicii din trunchiul comun este percepută negativ, atât de elevi cât și de profesori. În lumea în care trăim, trebuie să ajungă tinerii să discearnă între un, cum spuneam, enunț și adevărul acelui enunț. O persoană afirmă ceva. Trebuie educați oamenii să-și pună automat întrebarea. E adevărat sau e fals? Ne-am fi dorit ca în ultimii 2 ani de studiu elevii să fie lăsați cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, să studieze în special sau preponderent, mai bine spus, disciplinele profilului și disciplinele pentru care ei se duc mai departe către învățământul superior. Îi ajutau pe elevi să se pregătească pentru învățământul superior. Dar dacă le eliminăm de la liceu, tot acesta se va concretiza doar în creșterea meditațiilor. Elevii spun că decidenții trebuie să se hotărască ce fel de liceu vrem să organizăm în România. Sunt două viziuni. Prima, că liceul e pentru specializare. Deci materiile care nu sunt de profil trebuie să dispară sau să fie cât mai puține. Se dea bac doar la materiile de profil. Viziunea 2, liceul nu e pentru specializare. În cazul în care nu e pentru specializare, să avem un liceu mai generalizat. Să nu fie atâtea diferențe în funcție de profil, poate să desființăm profilurile. Ministerul Educației precizează că planurile cadru urmează să fie puse în dezbatere publică, fără să fi precizat însă când.